acceptat invitația de a veni în această seară la lansarea romului Bodină. Este invitația din partea lui Sfântul Părinte. A venit cu mine și a fost un de Bodină. Marian Bodină a fost la lansarea din această seară la Bodină. Mulțumesc frumos! Bun ziua tuturor! Mă bucur foarte mult că m-am avut aici și cu atât mai mult cât și eu sunt brăilancă și mă bucur să recunosc multe fețe cunoscute aici. Editura Curtea Veche mi-este onorată și mulțumește foarte mult Bibliotecii Județene Panaiti Strati pentru bucuria de a ne fi invitat și aici. Venim în Brăila după ce am străbătut toată țara și probabil vor urma și alte evenimente. Ultima lună a fost o lună plină pentru noi și pentru Marian. Vorbim în flash-uri din sens opus. Este una dintre cărțile care au devenit un fenomen editorial în România, prin numărul foarte mare de cărți vândute într-un timp foarte scurt, prin tot acest interes extrem de mare pe care l-a trezit. Marian Godina este foarte cunoscută pe Facebook și noi l-am citit pe Facebook și am zis că trebuie neapărat să nu lăsăm aceste texte pe care el le-a publicat despre activitatea lui ca polițist rutier să se piardă, pentru că fiind postate în acest mediu virtual era riscul ca impactul lor să se piardă în timp. Așa că am zis că trebuie neapărat să le includem într-o carte și ne bucurăm foarte mult că Marian a acceptat să publicăm împreună acest volum. Ce este important de știut este că editura noastră întotdeauna a încercat să facă proiecte altfel și să găsească cartea potrivită pentru oricare cititor. În general, se spune despre români că nu citesc, am dovedit cu această carte că se citește, că se poate ca orice carte să trezească care trezește ceva, într-adevăr, să devină un bestseller. Marian a reușit în aceste texte să transmită emoții de tot soiul. Când deschizi cartea, poți să râzi, poți să plângi, ești trist, ești indignat la un moment dat, pentru că, cum știți, au fost niște texte care au și provocat schimbări, mai ales în Brașov. Și editura Curtea Veche susține foarte mult libertatea de exprimare, susține ca fiecare dintre oamenii care într-adevăr au niște idei puternice de susținut să iasă în față.